Nu știu dacă ați observat că marea majoritate a problemelor vin în viața noastră cu păr pe cap. Cu alte cuvinte, sunt oameni. Mi-mi place să spun prin conferințe, când vorbesc despre rezolvarea de probleme, spun celor din sală, nu știu dacă ați observat că marea majoritate a problemelor vin în viața noastră cu păr pe cap. Cu alte cuvinte, sunt oameni. Problemele noastre. Problemele vin cu mesageri. Pentru că sunt generate de oameni. Sunt generate de cele mai multe ori. Pentru că trăim în colectivitate și atunci, ca să putem rezolva problemele, rezolvăm cu ajutorul oamenilor din jurul nostru. Iar o tehnică foarte bună pentru asta este să anticipez potențiale probleme care ar putea să apară și să negociez planuri de prevenție pentru astfel de situații. De exemplu, dacă ți se ivește o oportunitate de carieră extraordinară, ar fi bine și înțelept să te duci la familia ta și să-i explici în ce constă oportunitatea respectivă, astfel încât ei să te înțeleagă în următorul an sau doi și să se strângă din dinți că tu nu ești acolo și trebuie să-ți rezolve atribuțiile tale familiale, să zicem. Avem certitudinea că ei vor înțelege, pentru că oamenii au tendința să răspundă foarte repede la niște întrebări sau să răspundă foarte repede la o negociere. Două răspunsuri aici. Cei care răspund au responsabilitatea răspunsului pe care îl dau. Deci și n-au decât să și-l asume. Și ar fi bine să și-l asume, iar faptul că noi am spus asta este un pas mult mai important decât dacă n-am fi spus, pentru că atunci existau niște așteptări neîmplinite din partea noastră prin prezența fizică, de exemplu, care generează conflict. Al doilea răspuns e următorul. Faptul că un om din anturajul tău nu te înțelege sau nu e cu tine pe un anumit proiect, nu te susține, este și din cauza felului în care tu ai comunicat. Noi avem în psihologia practică o zicere interesantă, spunem așa. Nu există persoană imposibil de influențat, există doar influențatori insuficient de priceput. Cu alte cuvinte, dacă tu ai transmis un mesaj și nu a ajuns la persoana respectivă sau a răspuns foarte prompt, dar tu ai impresia că de fapt acea promptitudine maschează nepăsare sau dezinteres sau lipsă de aprofundare a subiectului, ține de tine de asemenea să vii cu explicații suplimentare, să-ți dezvolți abilitatea de a spune lucrurilor pe nume astfel încât să fii cu adevărat înțeles la nivel profund și nu doar să fie un mesaj superficial, politic, pentru că genul ăsta de mesaje pe termen lung duc la răbufniri. Pentru că oamenii, într-adevăr, cum spuneai, au tendința să spună pe gură una și să aibă în spatele acelor vorbe alte așteptări. Dar faptul că ții acest contact, că rămâi în contact, are șanse mai mari să clarifice o parte din așteptările astea decât dacă ții pentru timp și spui, eu am un proiect, nu mă interesează ce credeți voi.